fără veste, intrați și într-o poveste. Așa, fără vorbe prea multe, unul după altul, cu mine în frunte. Luați-o pe poarta pe care scrie: a fost odată ca niciodată, care ne așteaptă desfericată. I-am spus portarului că aveți treabă pe aici, fiindcă voi sunteți cei 12 pitici. De fapt, sunteți 14. Dacă s-o observe, doi dintre voi spuneți: suntem rezerve. Și mai spuneți că sunteți în căutarea zâinei zâinelor, furată de un zmeu din greșeală, crezând că e, cine știe ce, procopseală. Atenție! Aici, la fiecare pas, te poți întâlni cu primeștia, nas în nas. Uite, parcă ne-ar fi auzit un balaur s-a șivit. Unul, două, trei, patru, are capete șapte. Numai ca să le numeri, pierzi o zi și o noapte, ca scamatorul suflă foc pe nări. Dacă aș avea la mine țigări, ia și în întâmpinare, suflând și eu dintr-o țigare. L-aș învălui cu fumul, n-ar mai vedea nimic și noi ne-am luat drumul. Dar așa, fuga a rămas ultima noastră salvare. Luați-o voi înainte, că mie mi-e că fug prea tare. E pe urmele noastre, care de frică s-au făcut stele verzi și albastre. Mirela, aruncă tu acum o gresie, să nu-și facă balaurul cine știe ce impresie. Să știi și el că noi l-am citit pe Ispirescu, Petre, și știm că apar munți înalți numai dacă arunci în urmă cu niște pietre. Priviți acum! Hehehehe! Munții au și răsărit și în vârful lor sunt oi care behăie. Ce mari sunt! Bată-i vina! Eu nu i-aș sări nici cu prăjina! Dar balaurul, cu el te pui? Ar mai sări peste încă un munte, dar nu-i. Nu mai rămâne decât să azvârli eu plușul de pantofi, nedespărțitul meu pluș, ca să se facă în urmă un mare ghețuș. Va aluneca pe el și va cădea. Dacă o să-și spargă măcar un cap, tot e ceva. Mi s-a părut? Ori l-a trecut și n-a căzut? E lângă noi, cum bine vedem. Opriți-vă, n-are niciun rost să mai fugim, că nu mai putem. Balaurul s-a oprit și el, la un pas. De ce-o fi strâmbând din nas? Zice: hei, voi sunteți din povestea Melele de Aur? E peltic un pic. Resuflăm ușurați. Bată-te să te bată de balaur. Povestea Merelor de Aur e pe aleea cealaltă, frățioare. N-ai văzut tăblița indicatoare? În concluzie, bine că a fost o confuzie. Și uite așa, mergi și mergi. Zi de vară, săpușeală. Nici tu troleibuze care alunecă pe ațe, nici tu bunici să te ia în brațe. Până când... Ce sclipește acolo în depărtare? Un palat la care nu te poți uita decât cu ochelari de soare. De altfel, în față se află și trei stejari, în care sunt agățați tot felul de ochelari. Puneți-vă pe nas sticlele astea colorate, cred că nu-i vreuna lipsă, afumate ca pentru o mare eclipsă. Uite și un copac, ceva mai măricel. Vă dau voie să vă suiți în el, cât mai sus, care mai de care. Poate vedeți ce urmează în continuare.